Bun găsit! După ultimele statistici ale Organizației Mondiale a Sănătății, unul din trei români suferă de obezitate. În afara bolilor asociate pentru cei care suferă de obezitate, ar trebui să ne gândim și la articulațiile noastre care au de suferit din cauza kilogramelor în plus. Medicul Gavril Gheorghevici ne spune astăzi ce sport putem să facem atunci când avem câteva kilograme în plus, dar și care este mișcarea recomandată acasă. Cât de periculoasă este obezitatea pentru articulații? Foarte mulți dintre cei care sunt supraponderari nu își dau seama de fapt cu ce se confruntă. Este destul de periculoasă, deși acționează tăcut, să-i spunem. Tocmai de aceea. Și nu reușim să ne dăm seama, însă obezitatea a devenit o problemă centrală de sănătate publică. Dacă ne uităm pe orice formă de statistică, cele mai frecvente, adică cele mai bune sunt recomandările date de Organizația Mondială a Sănătății, care ne spune că 39% din populație e supraponderală. Îngrijorător, totuși. Eu zic că e o cifră destul de importantă, adică faptul că unul din doi, unul din trei suntem deja supraponderali, iar acest lucru are un impact decisiv asupra calității vieții și dezvoltă un factor de risc suplimentar. Adică pentru pacientul vârstnic e un factor de risc cardiovascular, adică posibilitatea de a dezvolta niște patologii cardiovasculare ulterioare și în același timp posibilitatea de a dezvolta niște patologii metabolice ulterioare, cum ar fi diabetul zaharat, dislipidemia aterogenă și așa mai departe. Bun, și când vorbim de articulații? Când vorbim de articulații, evident că greutatea respectivă pune o presiune și asupra lor. La genunchi. Dacă v-aș da acum să cărați un sac cu pietre și v-aș pune să-l dați jos, evident că articulațiile respective s-ar simți ușurate. Cam același lucru este valabil și cu greutatea. Deci acest exces ponderal, aceste kilograme în plus, evident că apasă asupra articulațiilor care trebuie să preia tot acest surplus. Și totuși, dacă am vrea să slăbim, cum începem acest proces de mișcare? Adică mergem, vrem să facem sport ca să slăbim, în combinație cu o dietă. E bine să începem direct sau care ar fi sporturile cu care ar trebui să începem ca să ne fie din ușurel totuși? Depinde de ce vorbim. Dacă vorbim măcar de un caracter preventiv, atunci exercițiu fizic regulat, cel puțin 30 de minute pe zi, corelat cu o dietă echilibrată, sunt suficiente pentru a preveni factorii de risc ulterior. Dacă mai departe dorim să creștem, adică să ne adresăm fie unui specialist în diabet, nutriție și boli metabolice sau pentru a dezvolta un program de recuperare particularizat, evident că aceste lucruri se pot construi, dar exercițiul fizic regulat cu o dietă asociată, particularizată, reprezintă elementele minimale pe care fiecare le poate face. Și există o greutate anume, să spunem că o avem și nu putem face anumite exerciții sau, nu știu, oamenii supraponderali de la o greutate încolo nu poate să facă sport sau toată lumea? Nu, toată lumea. Deci exercițiul fizic este indicat pentru toată lumea, indiferent de vârstă sau de patologiile asociate, doar nu contraindică exercițiul fizic, ci doar trag anumite semnale de alarmă, un pic de atenție, atâta tot. Dar exercițiul fizic regulat este recomandat și pentru pacienții metabolici, și pentru pacienții cu risc cardiovascular, chiar și pentru cei care au suferit tocmai un infarct miocardic pentru a preveni un ulterior episod, pentru pacienții cu patologii respiratorii, deci cu mișcare este indicată în toate domeniile, marea majoritatea segmentelor de patologie. Totuși este indicată, însă uneori am spune că ne face mai mult rău decât bine, tocmai când vorbim de articulații și de genunchi, pentru că persoanele respective acuză anumite dureri în momentul în care încep să facă mișcare. Atâta vreme cât o fac necontrolat. De-aia cel mai bine este necesar un program de recuperare care să includă kinetoterapie sau kinetoprofilaxie, îi spunem noi. Adică totul să se facă asistat, atâta vreme cât doar ne ciugulim informațiile de pe undeva și după aceea începem să le improvizăm noi cum credem, e normal că există riscul de apariția durerilor sau unor consecințe nefavorabile. Atâta vreme cât pacientul respectiv se adresează medicului de recuperare medicală și programul se particularizează și bineînțeles și aderă la el, de un program de recuperare durează cel puțin 2 săptămâni, tocmai pentru a se forma acest reflex, iar pacientul mai departe să n-acuze dureri. Adică întotdeauna este monitorizat și protocolul se adaptează și mai departe și poate continua. Și când vorbim despre niște exerciții pe care am putea să le facem acasă, pentru că mulți invocă această lipsă a timpului, ce am putea face efectiv acasă? Eu nu sunt împotriva exercițiilor făcute acasă, însă de cele mai multe ori o să se instaleze comoditatea și din experiență vă spun că marea majoritate nu se țin de ele. Exact, nu reușește să se țină. Acum, faptul că îți improvizezi o bicicletă, faptul că îți utilizezi niște benzi elastice, să spunem, dar
întotdeauna trebuie cineva să-ți arate, adică doar dacă primești recomandarea și ți le începi să și ți le faci. Și apoi le faci acasă? S-ar putea să nu le faci corect. De-aia e bine întotdeauna cineva să te inițieze și mai departe, dacă îți poți reuși să-ți amenajezi la domiciliu acest lucru, poți să ține continui. De voință până la urmă. Întotdeauna ține de voință, exact. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Eu vă mulțumesc. Ne revedem și mâine după un pic de mișcare.